De la începutul proiectului și până acum, câteva mii de năvodăreni au beneficiat de pe urma concursului. Astăzi are loc cea de-a 23-a ediție, unde vor fi câștigători încă 300 de norocoși, 300 de abonați din sistem care vor câștiga plata facturii de către primărie la încălzire. Pentru a putea fi scutiți de plata agentului termic, prin ideea mea, norocul tău, localnicii trebuie să fie la zi cu plata întreținerii. Cel care are datorii, chiar de s-a extras, nu este validat de comisie și automat va pierde această șansă. Proiectul Ideea mea, norocul tău este unic la nivel național și a fost înființat de primarul Nicolae Matei în 2011 pentru a-i determina pe abonații la sistemul centralizat să nu se debranșeze.